Salut! Noi suntem de nou aici și vom face astfel încât în următoarele 15 minute să te amuzi și să fii cu dispoziția la maximum. Așa că așează-te cât mai comod, pregătește-ți un ceai cu lămâie, stoarce butonașul de like și să începem! Oamenii în portocaliu astăzi cu siguranță vor lucra peste program. Atunci când le spui prietenilor că tu deloc nu ai dispoziție să sărbătorești. Chiar dacă în interior este un obiect scump, proprietarul va fi mult mai mulțumit de curier. Cum se spune, pentru fiecare acțiune există consecințe. Încă puțin și această basculantă era strivită în totalitate. Poate că niciodată nu a fost atât de aproape de câștig. Pune un like dacă ai pus peste tine acest an prea multe. Iată de ce în lume sunt atât de multe femei puternice și independente. Aceste plăcuțe galbene de două ori nu anunță. Știri de ultima oră. Se pare că am găsit cine a furat bradul. Ea a crezut că nimeni nu o vede, dar părinții nu în zadar și-au instalat camere. Pune un like dacă și tu simți această presiune a sărbătorilor. Cei care uită de frâna de mână nici nu ar trebui să se aștepte la minuni de sărbători. Dacă după o ploaie acoperișul casei voastre face așa, atunci cel mai probabil că ploaia nu e de vină.
de la un eșec total l-a salvat airbag-ul. Fiecare dintre noi dorește să lase o amprentă în istorie, dar unii aleg niște metode destul de neobișnuite. Reacția acestui bărbat este așa de parcă el nu mai are ce pierde. Cine știe unde se vând astfel de numărători de bani? Această lucrătoare probabil că a încurcat promoția cu Domino. Încă puțin și pe această scară puteai să urci direct în rai. Pentru scară poate că este greu, dar cu ridicarea la bară o duce bine. Scrie-ne în comentarii, tu cum crezi, eroul cărui film se consideră acest paznic? Pune un pariu. Cum crezi cine dintre ei va câștiga? Dacă urca pe motocicletă, cel mai probabil că era să caute vreo 5 minute să își pună centura de siguranță.
Încă o confirmare că toate animalele se tem de furtună. Nici Michael Jordan nu a înscris 3 puncte fără să se uite la coș. În complet cu tacâmurile de unică folosință, intră și scaunele. Cine a spus că doar bărbații se uită la sexul opus pe stradă? Se pare că echipa preferată a acestui băiat nu s-a calificat în finală. Fiecare greșeală poate fi transformată dacă te prefaci că așa și ai vrut să se întâmple. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la aim!